S-au împlinit 176 de ani de la apariția primului ziar al românilor ardeleni, Gazeta de Transilvania, în data de 12 martie 1838, aflat inițial sub conducerea lui George Barițiu, iar după 1850 sub conducerea lui Iacob Mureșeanu. Reprezentanții Muzeului Casa Mureșenilor au oferit publicului informații despre Gazeta de Transilvania. Gazeta de Transilvania, primul ziar al românilor ardeleni, care a apărut la Brașov pe 12 martie 1838, la început sub grija, sub conducerea lui George Barițiu, ca redactor responsabil, apoi după 1850, când Barițiu și Andrei Mureșanu au fost nevoiți să se mute la Sibiu, Iacob Mureșanu a preluat destinele, fâiele Gazetei Transilvania, așa s-a numit de atunci. Pentru a marca evenimentul cum se cuvine, reprezentanții muzeului au invitat câteva eleve de la Colegiul Andrei Șaguna la trustul de presă Mix, pentru a vedea cum se scrie un articol în ziarul gratuit Brașovul Tău și cum se realizează emisiuni și știri la radio și TV. Pe fiecare cameră este un cameraman care, regizorul nostru de aici, cu ajutorul microfonului, îi transmite cameramanului în căști și spune: vreau să-mi încadrezi personajul meu, moderatorul respectiv invitatul, în niște cadre standard care sunt de televiziune. Fetele au putut astfel face o comparație între presa de atunci și cea de acum. Presa de atunci, de timpul de când era Gazeta de Transilvania, era ancestrală, totul se făcea mecanic și destul de greu era să produci, pe când acum, având tehnologie, computere, totul merge mai repede, producția crește și oamenii beneficiază de o calitate mai bună. La Mix TV am fost impresionată de personalul, în primul rând, pentru că ei sunt niște oameni cu foarte multă experiență și dau dovadă de profesionalism și de aceea știrile ies întotdeauna foarte bine. De asemenea, am avut ocazia de a trece din impostaza de spectator în cea de actor, adică am trecut practic în backstage, am văzut cum se realizează o emisiune, am primit răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care ni le punem când ne uităm la televizor. Și practic am prins așa puțină curiozitate și interes vădit ca să poate să urmăm și noi o carieră în televiziune. Mi-a plăcut să văd exact cum funcționează totul în spatele camerelor și mi-a plăcut să văd cât suflet pun oamenii în tot ceea ce fac și câtă pasiune au pentru munca lor. Multe dintre elevele de la Șaguna care au vizitat trustul nostru de presă se gândesc acum la o carieră în jurnalism.